Salutare, dragii mei! Astăzi vorbesc despre cum funcționează Mercur Retrograd în 2021. În acest an minunat, deja început, retrogradările mercuriene se întâmplă în zodii de aer. Și sunt trei, în vărsător, în gemen și în balanță. Și ne arată din start unde avem de lucru cu toții. Păi unde? La modul cum comunicăm. Indiferent pe ce cale, în ce modalitate. Și la orice domeniu care are ca semnificator Mercur. Ce semnifică Mercur în astrologie? Aflați din vlogul postat în comentarii. În astrologie, retrogradarea unei planete indică întârzieri în acțiunile sau domeniile stăpenite de planeta respectivă. Astfel pot rezulta următoarele situații. Ori avem parte de informații incomplete, greșite, falsificate, ori avem stagnare în anumite proiecte, confuzie, uitare. Chiar dacă majoritatea oamenilor pot avea parte de astfel de situații, nativi născuți în zodiile gemeni și fecioare, Simt cel mai bine retrogradea lui Mercur, deoarece ambele soții sunt stăpinite de această planetă. Pe de altă parte, retrogradea lui Mercur poate aduce dezvăluiri, descoperirea unor secrete, apariția unor informații secrete, dar și apariția diverselor teorii, de la teoriile conspirației până la tot felul de alte teorii, unde se amestecă cu mare talent adevărul cu lipsa lui simțim cu toții undeva în harta noastră acest tranzit. Hai să vedem ce acțiuni sunt favorizate. Sunt favorizate toate planurile și acțiunile care presupun reanalizare, refacere, recapitulare, redefinire, renegociere, totul cu re în față, reparare, recitire, rescriere, reformulare, regândire dar la fel pe bine și întâlnirea unor persoane cu care am avut de-a face cu altă ocazie. Dacă unii dintre voi sunt scriitori sau creatori de conținut, acum este momentul să refaceți anumite materiale, dacă considerați că nu au ieșit bine din prima. Să vă analizați acțiunile de până acum să vă îmbunătățiți stilul de comunicare. De asemenea, e ideal să faceți curățenie și ordine printre documente, cărți, hârtii, atât fizic cât și digital, da? în calculator, în telefoane. Puține curățenie nu strică nimănui. Și așa cum e în mintea noastră, așa este și în spațiul nostru. Deci dacă vedeți pe cineva care are o dezordine și nu mă refer la haosul la creativ, ci la dezordine totală. E clar că -n și în mintea persoanei respective este un haos la acel moment. Nu degeaba în Feng Shui există această metodă foarte simplă de a-ți rearanja lucrurile în viață prin curățenie. Eliminarea a ceea ce e vechi pentru a lăsa nou să apară. Acțiunile nerecomandate în această perioadă sunt începerea unor proiecte noi, semnarea de contracte de orice fel, mai ales cele care presupun sume mari, tranzacții la valori mari, da? programare pentru anumite proceduri medicale de diagnosticare, tratament sau intervenție chirurgicală, Bine, dacă e ceva urgent, nu putem amâna. Modul cum abordăm anumite situații ne poate ajuta să evităm complicațiile inutile. De aceea există, după caz, acceptarea, toleranța, evitarea, iertarea sau chiar uitarea. Să ne reamintim etapele principale ale mișcării de retrogradare a unei planete. Mișcare directă, atunci când planeta este puternică, este cel mai bun moment pentru a acționa, mai ales dacă planeta se află în domiciliu sau în exaltare, adică este eficientă. Și dacă și luna este în creștere, e cu atât mai bine. În stația de retrogradare, nu este momentul potrivit pentru a acționa, pentru a începe o activitate importantă, indiferent de domeniu dar mai ales de domeniile stăpânite de mercur. În mișcarea de retrogradare propriu zisă, tot așa, nu inițiați acțiuni noi, doar regândiți, rectificați, reparați ce nu ai și bine cu altă ocazie. Este o perioadă bună de replanificare și schimbare de strategie. În stația directă, adică înainte să revină la mers direct, se face încălzirea pentru acțiunile pe care le veți demara în perioada imediat următoare de mișcare directă. Când Mercur se eliberează din acea perioadă de ciclu de retrogradare. De aceea, o scurtă recapitulare a ceea ce doriți să faceți nu ar În 2021, cum spuneam, Mercur retrogradează în cele trei zodii de aer în ordinea retrogradării, în vărsător, în gemeni și apoi în balanță. O să vedeți postat în comentarii exact perioadele uh, acestor uh, cicluri pentru cele trei zodii. Noi, în harta natală, fiecare dintre noi avem undeva aceste zodii de aer. Și atunci ne dăm seama, prin tranzit, unde avem de lucru, unde avem loc de îmbunătățire de a face lucrurile mai bine, de a înțelege, de a cunoaște, de a afla. E o perioadă de redescoperire, reanalizare. E totul cu re. Mercur retrograd în Păi tot începe cu intrarea lui Mercur în zodia vărsătorului la 8 ianuarie. Și acest ciclu de retrogradare, care cuprinde toate acele etape, se încheie la 16 Martie, când Mercur intră în pești. Deci durează ceva. Hai să vedem cum funcționează. Aveți harta aici. Această intrare, cum se zice în engleză, ingres, intrarea planetei Mercur învârsător, unde va și retrograda. Și astfel începe ciclu de retrogradare cu toate acele etape prezentate anterior. Avem harta cu ascendentul în gemeni ho, oh, ce drăguț! Gemenii sunt stăpâniți de mercur și mercur e învărsător. Mercur învărsător este o plasare uh, foarte bună al mercur și având în vedere că acolo sunt acele celebrități ale anului Saturn și Jupiter, tocmai aici avem de lucru. Este vorba de originalitate, de idei unice, de schimb de idei, schimb de informații, în activități de grup, cu prietenii, în diverse organizații. Inventivitatea, gânditul altfel, sunt la mare preț acum. Acest trio da, care se creează, și cum se creează? Intrarea planetei se întâmplă exact în Casa Noua, Casa Cunoașterii. Și e pe axa Caselor Informației, a Educației și a Cunoașterii. 3-9. Este un mesaj foarte clar. Încercați să înțelegeți ceea ce citiți, ceea ce vedeți. Nu vă lăsați amăgiți. Gândiți cu capul vostru. E oarecum o cerință de a avea o atitudine științifică asupra realității. Ce face omul de știință? Ia informațiile sau culege informații, le analizează, le testează, le pune în diverse situații și experimentează. Nu trage concluzii rapid, da? Gata, m-am prins. A, că poți să te prinzi să ai așa o revelație, da, dar până la urmă și revelația asta apoi e testată. Nu poți să spui am o revelație și gata. Zic, mă bazez pe ea chiar că n-am testat-o. Ce contează? Ba da, trebuie totul testat și verificat. Nu e chestia asta că să nu ai încredere în nimeni. Nu. Trăim în epoca informației. Multă, a, prea multă. Nu facem față. Suntem obosiți cronic, deci toată lumea e dependentă de digital, de virtual. Spuneți-mi și mie, cât timp lăsați telefonul mobil departe de voi? Eu nu sunt genul care descurajez folosirea tehnologiei, nu, din contră, dar încurajez folosirea tehnologiei cu sens, în folosul omului că putem să dăm vina pe alții, e cel mai simplu lucru. Deci acum e momentul să gândiți altfel. Să procedați să fiți oameni de știință. Nu știți cum e? Păi citiți niște cărți utile, da? Vedeți cum pune problemă un om de știință. Mă refer oameni de știință adevărați, noi care îi vedeți toată ziua la televizor și aveți impresia, au un halat pe ei sau spun că sunt doctor de ceva. Nu contează de ce. Uh, pentru că adevărații oameni de știință nu apar la televizor. Ăia n-au timp de așa ceva. Oamenii ei sunt oameni care stau și studiază, cercetează, testează până nu mai știu de ei. Ei sunt pasionați. Ei nu s-au făcut oameni de știință așa, dintr-o prostie. E o atracție e o abilitate. Trebuie să ai anumite calități. Ei acum e rândul acestor gen de persoane să acționeze. Da? Și așa cum spuneam în materialele despre Saturn învărsător, despre Jupiter învărsător, despre această mare conjuncție, vor veni niște vremuri pe care le-am văzut doar în filmele science fiction. Momentan, încă nu ne dăm seama nu ne imaginăm. Să nu uităm că e și Uranus în Taur. Da? Și Uranus în Taur și cu Marte fac o quadratură cu aceste trei planete de care spuneam un vărsător. Le vedeți pe hartă. Dacă ne gândim ce înseamnă Uranus, ce înseamnă Taur, ce înseamnă Marte înseamnă acțiune, Uranus, neprevăzut, știință. Da, nu numai știință, mai înseamnă și explozie și foc și și așa mai departe. Au de teren, accidente de tot felul în această perioadă. Dar nu la partea negativă a lucrurilor vreau să mă refer. Da, poate să fie și un cutremur. Dar nu mă refer neapărat la România. Eu nu fac analiză de țară aici. Aia e cu tot o altă analiză și o să fac un material special. Eu vorbesc de fiecare individ în parte. Eu nu vorbesc cu voi ca grup, ci cu fiecare dintre voi. E vorba de a eficientiza modul cum ne folosim resursele. Care resurse? Cele interioare? Minte, spirit, trup? Și cele exterioare? Resurse, orice fel, bani, mâncare, de tot ce dispunem. Este în puterea noastră. Dacă nu este, încă va trebui să fie. Iar această zodie a vărsătorului poate să ducă la niște rezultate extraordinare. Dar până să ajungă și să fie vizibile acele rezultate care ajută grupurile, populațiile, țările, da? planeta, mai durează pentru că noi suntem la începutul acestei perioade. Acum lucrurile vor fi sau vor arăta în ochii voștri șocante, neobișnuite, periculoase, ciudate. Veți avea senzația că nu aveți controlul. Da, în multe situații nu avem controlul. Dar aceste evenimente ne vor forța să gândim cu capul nostru și să acționăm în cunoștință de cauză. Să nu ne mai lăsăm pe mâna celorlalți. Mă rog, anumite chestii nu le putem face noi pe toate, da? Și asta e o altă iluzie tâmpită. Eu pot să fac de toate. Nu! Trebuie să-ți alegi foarte clar ce vrei să faci. Nu multe, puține, ca să ajungi la rezultate bune. Și foarte bune. Ok, deci, după ce intră Mercur în vărsător, între 8 și 29 ianuarie va fi în mișcare directă. Apoi, între 29 și 31 ianuarie, Mercur e în stație retrogradă. Deci trage frâna de mână și staționează, înainte să înceapă mersul retrograd. E, în acest moment, e ca și cum s-ar -ar opri lumea în loc, dar nu se oprește. E doar o senzație. În această perioadă este posibil să apară niște evenimente, să aflăm cu toții despre ele, care vor fi aceste informații șocante, neprevăzute, cu senzația că nu avem controlul. Vom reține aceste informații. Zodile cele mai vizate sunt cele fixe, adică vărsător, taur, leu și scorpion. Cum sunt zodiile fixe? Mai ales cei care aveți axele caselor unghiulare, cele mai puternice case, 1, 4, 7, 10, în zodii fixe, deci crucea fixă, aceste persoane vor fi cele mai vizate. Ele trebuie să fie foarte atente ce se întâmplă în viața lor și în ce domenii vor apărea schimbări. Anumite schimbări vor fi bruște, de necontrolat, dar ele au ca scop recalibrarea și reacezarea acelor persoane pe un alt drum. Acest drum există două categorii de oameni, de fapt trei chiar. Unii care nu înțeleg ce li se întâmplă. Deloc. Și atunci sunt cei mai șocați și cei mai nepregătiți. Unii care au simțit că va veni un moment de schimbare, dar ăsta e doar începutul, da? Au simțit, dar l-au negat. Au fost în fața de, nu, nu cred, nu, mie nu mi se poate, nu se poate. Nu e pentru mine, nu cred. E, vor vedea că se poate. Și a treia... Categorie cea mai avantajată, dar și cei mai puțini dintre ei, sunt cei care au început pregătirea acestei schimbări de mult. Pentru că sunt acele persoane înțelepte, atente, asumate și care uh, știu ce vor. Acelea vor fi cele mai în avantaj. Cei mai dezavantaj sunt cei, ceilalți celelalte două categorii. Cei care nu au înțeles nimic până acum și vor fi cu totul șocați, și cei care au simțit ei ceva, dar mm, nu e pentru mine, nu cred că se va întâmpla, nu vreau, nu se poate așa ceva. Ba da, se poate. Sfatul meu e, indiferent din ce categorie faceți parte, nu există nici bine, nici rău. Sunt categoriile. Taie! Uh, nu vă panicați, nu vă plângeți de milă, ci analizați și vedeți ce puteți să faceți în acele noi condiții create. Acele noi condiții nu sunt întâmplătoare. Ele au venit pentru a face schimbarea necesară în viața fiecăruia. Până iese Marte din Capricorn, ceea ce va dura. Bine, Uranus nu o să iasă șase ani de acum încolo, stă bine, mersi în taur. Dar Marte, Marte e cel care dinamitează și pune în acțiune această cuadratură între planetele din taur și planetele din Vărsător. Schimbare. Zodilor fixe nu le place schimbarea decât când vor ei. Și când consideră ei că sunt pregătiți. Când suntem noi pregătiți pentru schimbare? Majoritatea dintre noi? Niciodată. Și mai e o chestie, e vorba și de atitudine. Cum primim noi aceste schimbări? Ah, disperați! Ce am observat eu în societatea românească, că mai hai să vorbim de ei noștri, da, e o încrâncenare, o nefericire, o amărăciune așa, aproape generalizată, pentru că, na, până la urmă, fiecare ne alegem uh, în ce mediu vrem să trăim, dar nu poți să faci abstracție de marea majoritate a oamenilor și a ce se întâmplă în societate. Dar, măcar, de dragul experimentului, să spunem așa, bă, frate, ia să vedem ce-mi rezervă mie realitatea asta. Ce pot eu să fac cu ea? Gândiți-vă că realitatea e ca o plastilină. La un moment dat ea vine așa, poc, ca de pe masă, e grea, n-are nicio formă. Ce fac eu cu bolovanul ăsta? Păi începi să-l aranjezi în ce vrei tu. Experimentează. Vezi ce poți să folosești cu ceea ce ți se dă eficientizarea resurselor. Folosiți la maxim ceea ce aveți. Mulți o să spună, păi n-am de niciunele. Păi dacă porniți așa, chiar nu o să aveți de niciunele. Ce ați făcut până acum ca să aveți de niciunele? N-ați făcut nimic? Asta e întrebarea. În faza asta de retrogradare, de multe ori, acest mercur uh, este neaspectat, adică nu face aspecte cu adică e pe cont propriu. Da? E adevărat că sunt multe planete acolo, tot învărsător, dar are momente când nu, nu face nicio conjuncție. De exemplu, la un moment dat pe 1 februarie, Mercurie e -la, la 26 de grade și planeta învărsător cea mai apropiată e la 12 grade, Soarele. Deci, vedeți unde cad planetele din vărsător în harta voastră și Marte cu Uranus tot în hartea voastră. Și unde se creează această coadratură? Acolo aveți de muncă. Acolo aveți chestii de făcut, de acționat. Bineînțeles că în acest tranzit de retrogradare mai intră și Venus în tranzit învărzător și Soarele, bineînțeles, că vom intra la un moment dat în zodia vărsătorului. Foarte frumos. E acolo o putere extraordinară. Și l-am dat toate planetele astea, fac trigon. Deci relație benefică cu luna în balanță, luna stăpânită de Venus, Venus care va fi învărsător. Deci foarte frumos. Iar merg la vorba. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traista. Ok? Sau ce-și face omul cu mâna lui? Știți voi ce se întâmplă. Aveți puterea de a vă schimba viața. Să vă fie mai bine. Gândiți-vă, în moment când spuneți Eu nu pot, Eu nu, nu sunt în stare, cine v-a băgat în cap asemenea bălării? Cine a pus sămânța acestei neputințe în voi? Gândiți-vă la persoane, la context, la momente din viața voastră. Cine a făcut chestia asta? Ok, e greu să eliminați aceste acea sămânță a crescut, s-a transformat în tita mai bălăria. Smulceți bălăria aia de acolo și faceți ceva. Arați pământul, Uranus cu uh, Marte din Taur, care are legături și cu agricultura, da? Și cu resursele astea, mâncare, toate resursele astea care ne satisfac nevoile de bază, da? Banii, ok, banii, Venus stăpânește și banii, nu numai dragostea și relațiile de amor, ok? Că Venus stăpânește taurul inclusiv și balanța. Arați-vă pământul din mintea voastră. Arați-l. Afânați pământul ăla să iasă bălăriile, uscăciunile. Eliminați bălările din capul vostru. Și nu e vorba numai de voi, de noi toți. E un moment foarte bun de exorcizare a acestor neputințe. Deci pe 20 februarie este ultima zi de retrogradare. Între 20 și 22 februarie, Mercur în vărsător este în stație directă. Este un alt moment important în care iar vi se pot revela sau să vină niște soluții, niște idei care să vă pună pe drumul corect. Da, dar asta în urma efortului depus anterior. În momentul stației directe, înainte de a începe mersul direct, Mercur este între Saturn și Jupiter. Deci, el este un fel de negociator între cele două părți. Saturn vrea ordine, disciplină, limitare, Jupiter dezvoltă, este expansiv. Optimist, mai e și cu ambii benefici sunt în Vărsători. E adevărat, nu în conjuncție. Se presupune că la 22 februarie, când Mercur începe, revine direct în Vărsători. Vă o să vă fie mai clar ce aveți de făcut. Marte pleacă din Taur la 4 martie. Da. Deci nu va mai exista unirea explozivă dintre. Marte și Uranus în taur. Rămâne numai Uranus, se mai liniștește puțin, cu toate că Uranus niciodată nu e liniștit, ca să nu vă faceți iluzii. Indiferent unde e el, se întâmplă chestii. Dar cuadratura acea puternică între zodile taur, planetele din Vărsător și cele din taur, nu va dispărea cu totul. Da? dar se va diminua forța aceea de schimbare. Deci se presupune că ceva deja s-a schimbat. Nu trebuie neapărat, schimbarea nu e întotdeauna vizibilă. De exemplu, în anumite practici, se spune că schimbarea se întâmplă atunci când stăm nemișcați. Atunci încep schimbările din corp. Da? În momentul când ieșim din starea aia, Schimbările continuă. Noi nu suntem conștienți de ele, că nu suntem la nivelul să devenim conștienți de ele. Pentru asta înseamnă practică lungă. Da? E cam așa și cu tranzitele astea. S-a produs schimbarea, ea continuă. Ca un program de calculator, da? Se aude așa ceva, un umbrăit undeva, <gântu -i> se aude că rulează ceva, dar, ei, păi, nu știm exact ce. E, lucrează, e, a s-a pus sămânța, acum e fertilă pământul și acum începe să crească ceva. Ok? Faceți ceva cu chestiile astea. Sunt niște oportunități care se întâmplă odată în viață. Uranus odată la în viață trece într-o anumită zodie, într-o anumită casă la voi. Da? La noi toți de altfel. Ok. Și între 22 februarie și 16 martie, Mercur este direct în vărsător. Iar pe 16 martie intră în pești și ce te a terminat acel uh, ciclu de retrogradare. Deci direct, staționar retrograd, mers retrograd, staționar direct și mers direct. Astea sunt, asta cuprinde acest ciclu de retrogradare, totul. Al doilea ciclu de retrogradare în zodie de aer este... Mercur retrograd în Gemeni și este în perioada 4 mai, 11 iulie. Avem acest Mercur care intră în Gemeni, unde este și nodul nord, în casa a doua. Această hartă are accentul un taur, iar Mercur în Gemeni, casa a doua. Casa a doua fiind casa valorilor materiale, a banilor câștigați prin muncă proprie. Mercur în Gemeni are foarte mare legătură cu modul cum comunicăm la propriu, cum vorbim, cum scriem, cât de convingători suntem, cum facem schimburile de informații, cum le prelucrăm, da? studiu foarte important, cum folosim toate metodele astea și toate instrumentele astea media și de tehnologie în folosul nostru, da? Deci și aici este o invitație la acest ciclu de retrogradare, la modul cum folosim toate astea pentru sau în folosul nostru. Ca să devenim mai convingători, să negociem mai bine, să, fim, să devenim mai vizibili și inevitabil să câștigăm mai bine. Venus e în Tauri, în domiciliu, foarte puternic, da, în acest moment. Și Mercur în Gemeni este, e și în domiciliu. Deci iar planeta este puternică. Deci aici avem în prim plan, deci în primul rând zodiile stăpânite de Mercur, ca întotdeauna Gemeni, Fecioară, în al doilea rând, zodiile mutabile zodiile mutabile se adaptează. Nu-i problema asta. Știu cum să se descurce. Știu să alunece, să se adapteze, să observe. Sunt mai agile și le place schimbarea. Ei, acum, ce vrea Mercur în gemen de la aceste zodi, Mai ales dacă sunt nativi care au casele unghiulare în zodii mutabile. Chiar casele unghiulare, repet, sunt 1, 4, 7, 10. Sunt cele mai puternice case dintr-o hartă. A reanaliza modul cum folosim informațiile. Gemenii, chiar dacă sunt buni comunicatori, pot fi destul de superficiali. Dar plăcându-le să le facă mai multe lucruri odată, rezultatele nu sunt nemaipomenite. E, cu Mercur retrograd aici, e bine de reanalizat acolo unde cade, în casa, într-o anumită casă, pe harta voastră natală, unde putem să ne îmbunătățim și să eliminăm superficialitatea, mai ales când folosim informații și când comunicăm. Gemenii, în varianta lor armonioasă, sunt foarte buni la comunicare, la schimb de informații, da? Știu cum să folosească informația. Pentru ei este foarte. e o putere. Da? Dar de multe ori se rezumă la varianta asta superficială de a manipula, de a minți, de a falsifica. Pare că e în avantajul celui care manipulează minte, da? Dar din contră. Și când își va da seama, va fi pe atârziu. Acest mercur în gemeni, între 4 și 28 mai, este în mișcare directă. La un moment dat se creează și o conjuncție între mercur și nodul nord, ceea ce arată invitația la dezvoltarea abilităților de comunicare. Dacă știm un domeniu foarte bine, putem să învățăm și pe alții să devenim, dacă suntem în stare, mentorii altora. Sau noi, dacă vrem să ne bunătățim anumite abilități, să ne căutăm mentori, să devenim discipoli cuiva, să ascultăm, să înțelegem, să învățăm de la cei care știu mai bine ca noi. Societatea a mers înainte și datorită acestor gen de oameni, care nu au păstrat numai pentru ei informația. Știți, e vorba aia, dar din dar se face rai. E în cazul acesta, în care noi învățăm de la alții, perfecționându-ne și pe aia, dând altora, acesta este un rai care se poate crea. Și este conexiune foarte puternică între oameni, mai ales și cu Venus acolo. Să dai din propriu prea plin celorlalți. Ok, nu spun să dai pe gratis, da? Adică... Nu trăim într-o lume ideală în care banii nu există. Poi între 28 și 31 mai, Mercur este în stație retrogradă. Tot așa, între 28 și 31 mai e posibil să apară anumite dezvăluiri, anumite informații, zvonuri, tot felul de chestii, dar care se pot dovedi adevărate sau false, pentru că fiind semn dublu, poate să joace în cele două marge, da. Între 31 mai și 22 iunie, Mercur este în mișcare retrogradă. Nu ar fi rău, ca în perioada asta, să vă educați puțin financiar. Bineînțeles, mă refer la cei care nu prea știu ce să facă cu banii. Pentru că există mentalitatea, domnule. Eu n-am bani să investesc. Pentru a investi trebuie să ai bani. Mulți. nu e adevărat. Trebuie să fii disciplinat. Um, în primul rând să muncești ca să ai niște bani, da? După aia să ai o ordine și o disciplină financiară care să-ți permită ca o parte din banii tăi în fiecare lună să investiști în ceva. În ce? Pe păi educația financiară o să te înveți în ce. Există o grămadă de modalități. Cei care spun că nu se poate, nu sunt educați financiar. Asta e. După aia, prin această retrogradare, Mercuri iar ajunge lângă nodul nord, adică face conjuncție. Bine, nu o conjuncție foarte strânsă, la 6 grade diferență, dar tot conjuncție se numește. Între 22 și 24 iunie avem Mercur staționar, tot în gemeni, bineînțeles, la un aspect de conjuncție cu nodul nord, cum să ne pregătim să ne încălzim pentru trecerea la mișcare directă. Pregătire mentală, bineînțeles. Între 24 iunie și 11 iulie, mercur își rea mersul direct. Și pe 11 iulie, Mercur intră în rac. Și așa se încheie ciclul de retrogradare a planetei Mercur în zodia Gemenilor. Apoi, mai avem un al treilea și ultimul ciclu de retrogradare în anul 2021, cel din zodia Balanței, care ține din 30 august și 6 noiembrie în moment al intrării lui Mercur în balanță se întâmplă când este și Venus în balanță în tranzit și tot în casa a doua a valorilor materiale, a banilor câștigați din muncă proprie, a valorizării propriei persoane. Da. Cât încredere avem în noi că putem să facem ceva cu ceea ce ne pricepem să facem. Venus e în domiciliu, e puternic, stăpânește și balanța, deci puțin dă de comandă și acestui mercur, care mercur este adaptabil. El ia culoarea ca un cameleon, da? ia culoarea zodiei în care intră. Dar aici are legătură, această retrogradare, cu o combinație de sulă perversă, întâlnită în lumea noastră, combinația între relații și bani. Modul cum folosim relațiile pentru bani și modul cum folosim banii pentru relații. Știți ce vreau să spun? Nu intru în unte. Deci aici, fiecare în funcție de ce situație avem în viața noastră, putem să ne analizăm această conexiune între bani, dragoste și relații. Este o ocazie să ne clarificăm anumite situații. Pe de altă parte, uh, Mercur uh, în balanță face aspecte benefice de trigon cu nodul nord în gemeni și cu uh, Saturn în și cu Jupiter în vărsător. Da? Adică casele 2, 6, 10, care sunt case vocaționale. Case vocaționale care înseamnă ce faci tu? Cu ce te ocupi? Și avem așa, între 30 august și 26 septembrie, uh, Mercur este în mers direct. La un moment dat, intră și Marte în joc, în balanță, undeva prin 15 septembrie. Marte în balanță nu este o poziție tocmai ideală, dă o atitudine destul de pasiv-agresivă. Uh, mai ales în relații, dar și în relația cu banii. Relația care spuneam, combinația asta, care de multe ori este foarte ciudată între bani și dragoste, deci va avea perioada de staționare 26-28 septembrie și apoi uh, o ia mișcare retrogradă în perioada 28 septembrie-17 octombrie și are ocazia minunată de a se întâlni și cu soarele și cu Marte în balanță. Ceea ce arată o provocare acest Mercur retrograd și cu Marte în balanță. O provocare relațională. Adică cum reacționăm în relația cu ceilalți probabilitatea să reacționăm ca de obicei. Adică dacă nu ne revizuim modul cum comunicăm în anumite situații provocatoare, în dorința de a nu crea conflicte, care deja se întâmplă, sunt în circulație, dar noi avem impresia că putem să salvăm situația, începem să o luăm ca pe la ploiești, așa, să creăm o poveste frumoasă, că poate cine știe, elaborim pe celălalt, și poate nu-și dă seama că, de fapt, suntem foarte agresivi prin această modalitate. Și rezultatul va fi exact opusul. Persoana cealaltă se va enerva groaznic pentru că îi pică fisa că este manipulat și luat drept prost. Așa că nu încercați să amețiți sau să apuriți pe ceilalți cu povești frumoase, nemuritoare, pentru că nu o să funcționeze. Nu așa merg lucrurile. În momentul când cineva are bunăvoința și disponibilitatea să ne arate, băi oameni buni, băi omule, avem o problemă, hai să o discutăm. Nu începem să creăm povești nemuritoare ca să lungim pelteaua, în niciun caz, ci punem cărțile pe față și lămurim situația, calm, liniștit și corect. Balanța, în principiu, vrea să fie corectă. Dar, pe de altă parte, are o altă contradicție în interiorul său. Nu vrea să creeze conflicte. Păi, frate, ca să faci o omletă, trebuie să spargi o lei După aceea, între 17 și 19 este în staționar și apoi între 19 octombrie și 6 noiembrie este în mers direct. Iar pe 6 noiembrie intră în zodia Scorpionului. Atât timp cât Mercur este în acest ciclu de retrogradare în zodia balanței, activează axa zodilor cardinale, care a fost stresată destul de mult cu cât a stat Jupiter și mai ales Saturn în Capricorn și am trecut prin ce am trecut cu toții, activează toate zodiile cardinale, mai ales cei care au casele unghiulare 1, 4, 7, 10, în zodii uh, cardinale, ceea ce arată potențialul unor schimbări uh, proști, adică uh, cauzate sau datorate, depinde de calitatea rezultatului și de modul cum comunicăm. Atât în relații, în negocieri, cât și în relația cu banii. Pentru că balanța este stăpânită de Venus. Și Venus are legătură cu dragostea și cu banii. Cam despre asta e vorba în um, aceste cicluri de retrogradare ale planetei Mercur din anul 2021. Vedeți și voi unde se așează aceste retrogradări, în ce case, când în e clar în ce zodii, în ce case. Dar pentru asta trebuie să cunoașteți ascendentul, adică ora de naștere, ora și minutul, cât mai bine, dacă nu știți, intrați pe site-ul cerunstelat.ro și solicitați o rectificare a hărții natale, dacă nu știți ora de naștere corectă. Da? Acolo aveți toate informațiile, dacă aveți întrebări, mi le trimiteți tot de pe site, aveți un loc unde puteți să-mi puneți întrebări. Vă doresc Comunicare eficientă, organizare, să aveți o stimă de sine sănătoasă, să știți ce să faceți cu puterea voastră, cu informațiile, da? să învățați dacă nu știți, nimeni nu s-a născut învățat. Toți suntem în stadii diferite de învățare. Până murim, tot o să învățăm. Până data viitoare vă doresc toate cele bune. La revedere!